Tatălui, Mărăturiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care ai deplinit de mine și toate le plinești, Vizierul Dumnezeu și Dădătorile de viață, vino și te sărășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioasă Părinte, binecuvintează. Cu noi este Dumnezeu, cu alță plași, cu asebire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Bine ne-am găsit la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Parava. Doamnă secretar, domnule primar, salutăm cu toții prezența preacernicilor părinți în mijlocul nostru. Sperăm să fie de bun augur. Așadar, începem ședința de astăzi cu discutarea procesului local a ședinței trecute. Doamnă secretar, aveți cuvântul. Ședința ordinară a Consiliului Local Parava, 12 consilieri prezenți din 13. Domnul președinte, ședința a dat ordine, a dat citire ordinii de zi, care a fost aprobată în unanimitate, precum și capitolul diverse. Rectificare bugetară, inițiator primar Mediu Costel. A fost aprobat procesul verbal al ședinței anterioare, din data de 31.07.2018, cu 11 voturi pentru. Domnul președinte, ședința a propus ca ședința să înceapă cu capitolul diverse. Acest lucru a fost aprobat cu majoritatea consilierilor prezenți. S-au înscris la cuvânt următorii consilieri locali. Paranite Ioan, Blanca Daniel, Bucă Ovidiu, Subit Petru, Ciubătare Constantin, Chidivașa Marcel, Ichim Ioan, Tomozie Ioan. Domnul Paranite Ioan a întrebat cât plătește luate Parava pentru iluminatul stradal. Domnul primar a răspuns că se plătește în funcție de intervenție. A doua întrebare a vizat numărul de becuri schimbate. Domnul primar a răspuns că firma a realizat două intervenții. Domnul consilier a afirmat că firma nu a rezolvat nimic, iar domnul primar a spus că a aflat dimineața ședința de acest lucru, dar că va lua măsuri în acest sens. Domnul Blanca Daniel a întrebat când se va realiza diferența de asfaltare în satul Teiuș. Domnul primar a răspuns că în cazul în care se vor obține toate avizele în timp util, lucrările vor demara săptămâna următoare. Domnul Blanca Daniel a precizat situația uliților din satul Rădoaia. Domnul viceprimar consideră că șanțul este domeniul public. Cetățenii au obligația să-și îndrepte șanțurile în fața proprietăților, chiar dacă aceste proprietăți sunt la drum județean. Domnul Blanca Daniel a precizat faptul că cimitirul din Schid este neîngrijit și a dorit să știe cine are responsabilitatea să-l administreze. Domnul viceprimar l-a asigurat că s-a realizat toaletarea cimitirului de către primărie cu ajutorul beneficiarilor de ajutor social. Domnul primar a ținut să precizeze că în legătură cu drumul județean ce traversează satul Rădoaia a sesizat inspectoratul situații de urgență. În urma calamităților, specialiștii s-au deplasat în teritoriu, au constatat și evaluat faptele, s-au încheiat procese verbale consolatoare care au fost comunicate instituției prefectului, Bacău, GSA, centralizate la nivel județean și trimise la guvern. În prezent, suntem în așteptarea ministerului al guvernului, care să aloce bani pentru aducerea drumurilor la scala inițială. În aceste categorii sunt și drumurile comunale și locale. Totodată s-au făcut demersuri la sedia Bacău pentru a permite exploatarea a 2000 metri cub balast în aval de baraj. Apele Române a solicitat o documentație care a fost realizată fără a fi plătită cu bani publici de către un proiectant autorizat, urmând a merge în teren pentru a stabili perimetrul cu coordonatele. Domnul Bucă Ovidiu a ridicat problema programului apei potabile și a întrebat când s-a depus documentația pentru avizul necesar funcționării celui de-al doilea curs. Domnul primar a răspuns că avizul este emis și că speră că în data de 31 august sau 1 septembrie să fie dat în funcție celui de-al doilea curs. Domnul Bucă Ovidiu a semnalat problema drumului menajat de la intrarea în comună, faptul că programele care
și colectat de bunăriți din nou amplasate, iar colectarea selectivă se realizează în mod deficitar. Domnul primar a răspuns că se va gândi la rezolvarea acestei probleme. Domnul Bucă Ovidiu consideră că trebuie reparată camera de la bibliotecă. Domnul primar a răspuns că știe acest aspect, dar în acest moment nu sunt bani în buget. O altă întrebare pusă de domnul Bucă a fost aceea cu privire la durata termenului de execuție a lucrărilor de reabilitare a școlii din Parava. Domnul primar a răspuns că acest termen este de un an și s-a arătat încrezător că lucrările vor fi terminate în cadrul acestui termen sau chiar mai devreme, urmând să verifice termenii contractului pentru a vedea dacă s-au prevăzut clauze penalizatoare în care acest termen, în cazul în care acest termen nu va fi respectat. Domnul Bucă Ovidiu și-a exprimat dorința de a citi proiectul de reabilitare a școlii, iar domnul primar și-a manifestat disponibilitatea în acest sens. Domnul Bucă Ovidiu a dus la cunoștință starea podului Uliță Căliuș și a întrebat dacă domnul primar știe de această situație. Domnul primar a răspuns că știe, dar nu sunt implicați bani din fonduri publice. Domnul viceprimar a spus că lucrările au fost sistate, dar că ele vor continua. O altă problemă ridicată de domnul consilier Bucovic a fost cea cu privire la cei doi concesionari și au concesionat Coșuni. Unul din concesionari este nemulțumit pentru faptul că nu are acces în lucrarea de la sursa de apă pentru animale și la bazin pentru boieri. Domnul primar a răspuns că există acces la bazin de boieri, iar la sursa de apă accesul este nevoios. Domnul Bucă consideră că ar fi oportună revizuirea contractului de concesiune și a cerut secretarului UAT să studieze în acest sens contractul. Domnul Suditu Petru a întrebat unde sunt cișmeurile stradale și au fost dezafectate. Domnul primar a răspuns că au fost duse la reciclat și s-a încasat la bugetul comun suma de 2400 de lei, sumă ce apare în execuția bugetară a trimestrului 2. O altă întrebare a fost cea cu privire la faptul dacă se poate face extindere a rețelei de ape în cătunul Mărar. Domnul primar a răspuns că în măsura în care vor exista bani la bugetul local, se va realiza acest lucru. Domnul Cipotanu Constantin și-a exprimat nemulțumirea cu privire la starea proastă a drumurilor datorită camioanelor de transport lemne care le deteriorează și dorește instituirea unei taxe de peiaj pentru acesta. Domnul primar a spus că este necesar verificarea cadrului legal și a cerut secretarului UAT să facă acest lucru. Domnul Ciupătaru Constantin a solicitat montarea unor indicatoare și marcaje de circulație. Domnul primar a spus că s-au făcut demersuri în acest sens. Domnul Ciupătaru Constantin a solicitat ca rectificarea bugetară să fie alocată sume pentru cursurile religioase. Domnul primar a spus că se așteaptă sumele și atunci se va decide. Domnul Filipașo Maricel solicită domnului primar să meargă în satul Tăin să verifice starea terenului de sport. Domnul primar a răspuns că verifică des starea terenului și că acesta va fi măsurat odată cu realizarea cadastrului. Domnul Filipașo Maricel a cerut imprimarea de anunțuri care se îndemnă în circulație să depoziteze gunoiul în mod selectiv. Domnul Lichin Ioan a renunțat până mai luat cuvântul. Domnul Domnului Ioan solicită repararea domnului Ștețean, precum și alocarea de fonduri pentru ridicarea unui cămin cultural. Domnul primar a spus că în viitor are în vedere acest lucru. Consilierii locali, Bucă Ovidiu, Sudit Petru, Vlada Daniel, Domnului Ioan și-au manifestat dorința să participe la recepția lucrării, terminării lucrărilor de revizare de rețea drumuri comunale DC-109, DC-109B și drum local Tăiuș, precum și cea privind extindere resursă apă. Domnul primar a fost de acord și a promis că atunci când se va emite dispozițiile, acești consilieri vor avea statut de invitați. Domnul Lepădată Ioan, în calitate de cetățean al comunei, s-a adresat consiliului local și a dorit să știe de ce plătește în calitate de administrator al unei firme o taxă de gunoi mare. Secretarul ATEI a răspuns că în calitate de administrator de firmă, plata gunoiului se face în urma încheierii contract cu societatea de specialitate și că este necesar să solicite primăriei comunei Parava autorizație de funcționare conform legislației în vigoare. Plata efectuată de domnul Lepădată Ioan a fost făcută în calitate de persoană fizică. Domnul Lepădată Ioan a dorit să știe ce se întâmplă cu materialele rezultate ca urmare a reabilitării școlii din Parava. Domnul primar a răspuns că toate aceste materiale sunt în evidența
sa și a domnului viceprimar, acestea vor fi reutilizate în mod judicios în comun acord cu consilierii locali. Domnul primar a adus la conștiința Consiliului Local necesitatea obținerii de personalitate juridică pentru serviciul de apă și canalizare al comunii și ce implică acest lucru. Domnul primar a dat citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetară. Domnul Dedu Vasile a întrebat de ce mai sunt necesari bani pentru realizarea pubului. Domnul primar a răspuns că acești bani a răspuns că a solicitat acest bani preventiv, dar că speră să nu cheltuie toți banii prevăzuți în acest sens. Domnul Blaga Daniel a întrebat dacă banii prevăzuți de sponsorizare pot fi folosiți pentru sprijinirea bisericii. Secretarul a dat citire obiectului contractului de sponsorizare care prevede destinația banilor. Proiectul de hotărâre a fost votat cu unanimitate de vot. Domnul președinte, ședința mulțumim pentru participare. La fel o fac și astăzi, stimată doamnă secretar, stimați colegi, dacă aveți comentarii cu privire la procesul de la ședințe trecute, se pot scrie la cuvânt. Cine dorește să facă comentarii, poate n-a fost pe el procesul verbal. Aveți ceva de spus? Aș avea eu două vorbe, dacă toți suntem la ședința trecută. Aș fi dorit ca filmarea ședinței să apară la timp cum a fost de fiecare dată, în 2, 3 zile, 4, 5, dar după evenimentul zilele Comunii Parava. Și din câte am aflat și de la ceilalți colegi care au vizionat filmarea, a fost tăiat câte puțin de aici, de acolo, din ședință. Ceea ce, dacă e adevărat, e regretabil și domnul Ovidiu. Da. Deci noi am discutat de la început și am stabilit să filmarea să fie integral difuzată. Cu bune, cu rele. E a doua oară când mă cenzurează. Ședința trecută am pus diversele la început, pentru că am zis, bă, la urmă tai rep, zice, să terminăm, să terminăm ședința și așa. Vreau să spun că pe la minutul 30 iar au tăiat domnii. De acolo, ce-ți discutam? Știți ceva? Vreți să dau o explicație în sensul ăsta? Nu, poate așa. Atunci să nu mai gândi rău. Nu. Nu. Deci, să vină noi, ședința este publică, nu avem nimic de ascuns, dar să fie difuzat integral tot. Pentru că și în ședința trecută, vă spun, la minutul 30, ați tăiat vreo 10-15 minute din relatările mele. Așa este. Dacă nu, eu am și altă propunere, putem înregistra și noi. Cu acordul președintelui ședință, putem și noi să înregistrăm și să postăm. Exact. Eu să fie bun așa cum a fost până acum, doar că să fie fidel ședința pusă în întregime, în integralitatea ei, pentru că, dacă ați observat, a fost destul de lungă, de bogată ședința. Nu, procesul verbal a fost ok. Procesul verbal e ok și... Dar înregistrarea... Așa. Iar tot referitor la acest capitol, ar fi bine, dacă sunteți de acord pe viitor, să păstrăm această nouă idee de a prezenta problemele înaintea subiectelor și a proiectelor de hotărâre ale zile a ședințelor respective. Din punctul meu de vedere, dacă sunteți și la sentimentul meu, vom păstra această idee. A fost foarte bine, după părerea mea. Trebuie să consemneze asta cu înregistrare. Cu firmă. Da. Cine de la dumneavoastră ar putea să ne dea explicații referitor la ce spun domnii consilieri? Domnul Gurea, nu președinte. Deci, eu nu stau la procesare. Ce se întâmplă la procesare, nu știu. Dar n-am auzit până așa, până la urmă, ce avem de tăiat noi. Băi, de ce să existe suspiciuni, nu? Mai bine să fie... Dar n-aveți produsul finit? Nu v-a dat în CD? Nu, eu nu le urmăresc. Este încărcată pe YouTube, probleme, dar nu cred. Emisiunea se încarcă pe YouTube, adică oricine poate. Eram eu în spate, când am păi da, dacă se schimbe caseta, cum mai bine digital? Deci procesul verbal este votat în unanimitate. Deci să punem la vot procesul, da? Unanimitate? Aș vrea și eu cuvântul puțin. Spuneți-mă. Răspundem domnului Panaite Ioan, consilierul nostru, că
firma de mentenanță și-a făcut treaba și-a schimbat vehiculele, doar era senzorită siguranță. Deci nu alte suspiciuni. Avem altă problemă, m-am dus și le-am schimbat eu în urma lor. Ei au spus că cineva umblă acolo și nu are voie. Și de asta trebuie să verificăm. Domnul vicepreședinte? Da. Trebuie să fac eu un traseu să văd unde atinge sările de la nu. Nu, lăsați-i pe domnul. Lăsați-i pe ei, știu. Putea să mergeți cu ei împreună, e altceva, da, dar nu. Am fost în vara aia, s-a constatat, erau aprinsi. În ședința a apărut altfel și de asta, ca să răspundem că oamenii și-au putea. Cum îți schimbai la fareaba așa la... Păi chem pentru o siguranță pe aia? Da. Nu, nu a fost așa. Deci ei au venit, au făcut intervenție, domnul Panainti sezează faptul că nu s-a lucrat, exact. Nu și-au făcut treaba ei, și i-am chemat, i-am venit să facem asta, de ce ați făcut. Și au fost la tablou și au constatat că ce siguranță, siguranță era căzută, dar cu intenție. Deci nu au căzut ea așa, pur și simplu. Asta e. Vă se bute, poate are acces oricine și ar trebui un pic, poate... Nu poate umbla nimeni. Păi, dar a spus că au mutat tabloul ăla, nu se poate încuia? Nu mai avea acces oricine. Da, e ok, tubulară, triunghiulară și plaie așa și nu mai e. Trebuie pus un lac în casă. Dar e treaba că o să avem niște probleme cu copacii ăștia, care pe unde trece linia de... Lasă tensiune, bate, nu, cu bate vântul, gata, să arde siguranța acolo. Dacă mă duc eu la partea lor, de frișat. Și... Să văd cum fac cu domnul Vici. Primar să mă duc în un prozir, să văd ce... Deci, voi am vorbit cu astfel înainte de a da curs capitolul diverse, pentru că am înțeles că astea vreau să discutați între abil înainte de curentele de ordinea de zi. Este imperios să discutăm, să stabiliți următorul președinte. Asta vrea să facem și apoi discută cu rubrica diverse, cu rugămintea de mea este să... Rugămintea? Din rândul celor trei consilieri care au rămas nealeși. Dacă au rămas nealeși, și anume domnul Soare, domnul Sudic și domnul Tomozei. Și domnul ce propune? Domnul Blaga mi-a reputat o dată această discuție. Trebuie să ieșim de un lege. Eu sunt cea care asigură cazul legal. Nu. Decizia se face în baza cazului legal. Legea spune, încă o dată, cel puțin o dată, consilierii trebuie să își asigure un mandat de președinte. După ce toată lumea asigură, după ce toată lumea așa, alegeți să facă cine vreți dumneavoastră. Eu propun pe regulamentul de funcționare cadru de funcționarea Consiliului Local spune așa, un consilier nu are voie pe durata unui mandat să fie mai mult de două ori președinte de ședință. Deci cel puțin o dată, este vorba de regulamentul cadru, tot acolo. Eu n-am găsit. Dar avem regulamentul nostru de funcționare, arătați. Și presupun că regulamentul cadru. Și presupun că regulamentul cadru spune așa, nu are voie mai mult de două ori. Poate să exceadă regulamentul general. Ăla am în față. Nu poate să exceadă. M-ați înțeles ce spune? Eu am înțeles. Și regulamentul cadru spune nu are voie să fie un mandat pe durată mai mult de două ori. Deci trebuie să fie măcar... Nu cel puțin o dată, dar dacă... Cel puțin o dată. Vă spun că m-am... Data trecută pentru că știam... După ședință mi-a arătat să mii? Da, da, da. Deci cine este pentru alegerea domnului Sudic? Păi să fac propuneri. Să facem propuneri. Prima dată e propune din cei care nu au fost da, corect. Domnul Sudic. Da, cine este pe el? Domnul Sudic. Domnul Sudic. Domnul Sudic. Mai puțin Daniel, da? Nu. A, și el. Deci cu unanimitate, da? Da. A fost votat cu unanimitate, da? Chiar acum. Mai facem celălalt ce sau nu? Dacă a fost votat cu unanimitate, domnul Sudic este... Deci, domnul Sudic, poftiți și preluați șapeta. Deci, până ajunge domnul Sudic, o să-și ia... Vreau să le mulțumesc pentru că au fost niște buni colegi. Cu mici excepții, suntem niște colegi care ați înțeles toate ce trebuie.
dacă vreți, la fel, v-am o rugăminte, să ne înțelegeți și acea regulă pe care l-am instituit eu, l-am ținut la ea, fiecare om să vorbească liber, necuantificat, nemăsurat, pentru că problemele ideale ar fi să fie identificate cât mai multe și mai ales, să repet, ce am spus data trecută, să vedeți în rezolvare. Vorbim, domnul Sălitu. Mulțumesc și eu. Da, până să așează, domnul Sălitu, aș vrea să facem cu bază o comisie de evaluare a materialelor refolosibile de la școală. Care vreți să faceți parte din această comisie, acum să vă propuneți, aș vrea atunci, cu săptămâna viitoare, să preluăm caloriferele, să preluăm tabla, pentru că școala mai are nevoie de tablă. Noi am vrea să îmbrăcăm stațiile cu tabla de acolo, ce am putea le folosi. Centrala vechi. De acum. Și cine e care situație? Cine e proiectul? Domnul Bucă, vreți? Poftim? Vreți în comisie? Unde? Sunt mai aproape, la mai înmărirea materialelor. Da. Mai din parava asta, domnul Bișcu? Da, și domnul Ticu ar fi bun că e început. Deci pe cine trec? Da? Comisie. Domnul Bucă? Din comisie vor face parte, da? Da. După ce? Domnul viceprimar? Domnul Bucă? Da. Am studiat proiectul, doamnă, cu pierderile.
Toate, domn primar, acum, dacă vreți la vârf, discutăm. Vei. Deci mergem pe anexă, da? Da. Bun, la partea de venituri se rectifică prin suplimentare cu suma 236.000 lei, din care cote de valcate din impozitul pe venit 040201 se suplimentează cu suma de 8.000 lei. Sume de valcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor decentralizate la nivelul comunei, orașului, municipiului, capitolul 11.02.02 se suplimentează cu suma 2.000 lei. Sume de valcate din TVA pentru utilizarea bugetului local, capitolul 11.02.06 se suplimentează cu suma de 226.000 lei. La partea de cheltuieli se rectifică prin suplimentare cu suma de 236.000 lei. Pentru secțiunea funcționare. Capitolul 51, titlul 20. Administrație publică, cheltuieli materiale se suplimentează cu suma de 77.400 lei, din care furnituri de birou suma de 2.000 lei. Da? Bine. Da. Bine. Deci, dacă vrei, a opris numai unii... Da. Nu. La urmă. Nu, la obiectivă. Nu, 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 Ia. Materiale pentru curățenie, suma de 2.000 lei. Da? Apă, canal, salubritate, suma 2.000 lei. Da, e vorba de carburant, suplimentar, suma 10.000 lei. Poștă, telefon, internet, suma 3.000 lei. Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, suma 20.000 lei. Deplasări, suma 1.000 lei. Consultanță și expertiză, suma 7.000 lei. Stai, un pic. Stau. Aici, la alte bunuri și servicii, pentru trețări și funcționare, suma 2.000 lei. Am discutat cu domnișoara contabilă. Da. Și cam ce ar fi nevoie aici, am identificat noi, de fapt, ar fi nevoie de vreo 1.500. Ba nu. 15.000. Ar rămâne un 5.000. Care ar fi. Ați legislat undeva? Bun. Haideți să par cogii, vă spun. Și așa, urmă, vedem ce faci. Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, suma 30.000 lei. S-au intervenit? Aici, unde sunt în bază, pături, activul, copii. Da. Aici, am luat 10.000. Deci, da, și aici 10.000 care ar fi disponibil. Bun, mai departe, capitolul 56 din 51. Transferul din bugete locale pentru instituții de asistență socială pentru persoane cu handicap se suplimentează cu suma de 3.000 lei. Da. Capitolul 61, titlul 20, Ordine Publică, Siguranță Națională, cheltuieli materiale, suma 8.400 lei. Capitolul 65, învățământ. Învățământ se suplimentează cu suma de 19.200 lei, din care titlul 20, de contare, abonamente, transport, suma 17.20 și rămăsese datori de la buget. Titlul 57, drepturilor copiilor cu CES, suma 2.000 lei. Da. Capitolul 67, cultură, se suplimentează cu suma de 28.000 lei, din care biblioteca se suplimentează cu suma de 3.000 lei, susținere culte se suplimentează cu suma de 25.000 lei. În propunerea noastră era undeva parohia Parava cu suma 115.000 lei și parohia Rădoaia cu 10.000 lei. A fost o propunere a domnișoarei contabil la timpul ăla. Mergând pe premiza că preotul de la Drăgușani s-a folosit într-un an de toți banii dumnealui. Eu am invitat toți preoții și părintele la Drăgușani lipsește din motive motivate cumva. I-am lăsat pe dânsii să această valoare să-și o împartă după nevoile și prioritățile pe care le are fiecare parohie. Dacă v-ați hotărât, veniți cu propuneri. Noi, într-un fel, le-am hotărât, întrucât toți, întrucât toate bisericile, toate parohiile au șantiere în lucru și cu toți avem gânduri de viitor, în sensul că Rădoaia, anul la anul, părintele dorește să facă o sfințire a casei praznicării și a lucrărilor care s-au efectuat la biserică, pictură. Părintele la mănăstire are acolo a început o clădire. La Drăgușani, mai precis în Schit, este începută casa praznicală. Iar la Parava dorim să finalizăm lucrările la casa praznicală. Și întrucât suma este una pe care dumneavoastră deja o știți, noi ne-am decis să o împărțim în mod egal. Ca
ca nu cumva să mai fie discuții, că au fost mai mulți bani într-un an la o parohie și mai puțin în altă parte. Și din cauza asta ne-am hotărât ca să fie totul echitabil, să fie împărțită suma egală. Care este la dispoziție, bineînțeles? Bun. Aceeași problemă avem care am discutat-o, dacă știți, părinte, și în iarnă la buget. Da. Deci, domnului, voastre trebuia să veniți cu documentații prin care să justificați sumele. O solicitare, în baza ceva, sigur. În baza? Ba, ei, da. În discuția nu cu... Nu, e deviz, sigur. Exact, cu domnișoara Fontană, numai dumneavoastră ați venit cu acea documentație. Da. Și alți părinți n-au venit. Nu, asta nu se aduce că nu vor veni. Bun, și atunci, numai pe ce bază dăm, împărțim. Deci noi ați venit și a justificat, ați cerut suma de 15.000 de lei, da? Vă rog, atât. Spuneți ce consemnez. Nu știu. Atât, atât. Nu ați să faceți un stenogram la ce discutăm. Dacă ne interrupiți, mereu nu o să mai înțelegi nimic. Eu vin cu propunerea, chiar dacă părinții n-au depus și îmi vădădesc că sigur vor depune, vin cu propunerea ca totuși să împărțim suma la legal. Noi deja am discutat. Adică dumneavoastră spuneți așa, suma de 25.000, acum ne supărțiți. În 3 sau în 4? În 4. În 4. Dumneavoastră sunteți de acord? Sigur că. Păi și nu avem nimic împotrivă. Noi avem nimic împotrivă. Păi și nu avem nimic împotrivă dacă... Păi că trebuie să seama de faptul că chiar dacă părinții n-au depus nicio cerere... Păi trebuie să vină, că nu pot să cheltuiască banii dacă nu-i justific. Dar poate mai domnul Bucă, era împărțit așa că erau numai două locuri, rămas patru. Poate era mai trei. Punem ceva. Ei. Trei, da? Deci, aici intervin eu. Deci părinții vin la primărie cu un necesar pentru cine ar trebui banii. Ei, în funcție de necesarul pe care îl susține pe hârtie, eu așa pot plăti facturile. Că dacă părintele vine și spune că trebuie la casa praznicală, var, ciment, betoane, ce-i trebuie și vine cu factură de altceva, spun părinte, îmi pare rău. Eu nu pot să-ți achit această factură. Pentru că facturile achităm noi, primărie, nu parohie. Sigur, sigur. Bun. Deci dumneavoastră, aveți 25.000 de lei și aici în buget. Da, și aici în proiectul de vedere. Dâșii, s-au înțeles să trebuie să împartă în patru suma. Acum dumneavoastră le dați bani și în funcție de cum vin dâșii cu justificarea și cu... Dar nu le dau bani, le plătesc facturi. Le plătesc facturi, exact. Asta e lucrul. Deci când o vin cu factură și scrie ciment pe factură și scrie ciment și referatul de necesitate, o achip. Domnul Ovidiu, permiteți să-ți iei de remediu. Ultima dată când facem lucrul ăsta, deci ca și până acum. Exact. Unde s-au deliciat bani sau au virat bani în contul parohiei, cum că să fie suspiciune, cum că banii nu sunt cheltuiți pe ce trebuie, da? Banii rămân în contul primăriei, noi venim cu factura pro formă. Ca de obicei. Deci discuția nu cred că și are rost în privința banilor. Noi doar să se punem acolo. Să se punem acolo. Mai punem. Dar cultei numai că vor fi împărțeți, frăcește pe patru. Nu se vor duce 15.000 la biserica Parava. Auziți, vă dați seama că suma pe care se împarte în mod egal este... Noi ce putem face? Oricum, noi cel puțin la Parava, nouă ne-ar trebui cel puțin 150 de milioane. E adevărat și am justificat și vă mulțumesc pentru faptul că deja v-ați într-un fel mobilizat și ne-ați acordat suma asta. Dar nu mi se pare, din punctul meu de vedere, fair-play, chiar dacă eu am venit cu cererea și aveam singurul care am depus cereri și justificat într-un fel. Dar, pe de altă parte, nu pot să fiu... Măcar un 10.000 de acolo. Iar în privința asta, vă dați seama că fiecare are șantier și nu pot să... Părintele Alexei. Bărăscu Marius, parohia Parava. Dacă am rezolvat și problema cultelor, mergem mai departe. Capitolul 68, titlul 57. Asistență socială, ajutor de urgență, suma de 5.000 lei. Dacă s-a consemnat, noi ne putem retrage dacă s-a consemnat lucrul ăsta. Nu trebuie să mai trage din alte părți. Da, mai vedem, dar poate nu știu ce. Capitolul 20, servicii publice. Cheltuieli materiale se sumează cu suma de 37.000 lei. Mai știu, domnul Daniel, domnul Marțin. Din care alimentare cu apă 15.000 lei. Creștine, adevărat. Iluminat public 15.000 lei. Alte servicii din domeniul locuințelor și dezvoltărilor comunale în suma de 7.000 lei. Capitolul 74.20, protecția mediului, cheltuieli, salubritate, se suplimentează cu suma de 25.000 lei. Capitolul 84, titlul 20, drumul, cheltuieli, materiale, se suplimentează cu suma de 33.000 lei.
Bun. De unde ați luat? Bun. Bun, mai avem o chestie. Consultanță și expertiză. Suma de 7.000 lei. Au fost programați 8.000 de lei. La care capitol? Bun, așa, la, de la secțiunea funcționare, capitolul 51, titlul 2... Nu ai explicat, domnul Șară Contabil, pentru cei? Nu ai explicat? Pentru avocat. Pentru avocat. Da, dacă e vorba de avocat, noi până acum am avut, până la venirea doamnei secretare, am avut cumva partea asta de juridic sau de drept externalizată pentru un contract cu un domn avocat. De când avem doamna secretar și avem juristul nostru, nu mai e necesar sau legal acel contract. L-am reziliat, dar pe probleme de instanță, pe unele probleme de instanță care sunt mai, nu știu, mai deosebite, dacă aș putea să le spun așa, avem nevoie și de un contract cu o firmă de avocatură. Treaba mea, de asta permiți de da, și pe ce mai bine ar fi să dați dumneavoastră explicații mai clare. Oricum o să vin cu un raport în acest sens. Haideți să vă explic. Într-adevăr, eu având studii juridice, aș putea să merg în instanță să reprezint toate parava. Numai că m-am trezit cu foarte, foarte multe cereri de chemare în judecată au toate parava. Deci de când am venit aici, nu exagerez, cred că sunt pe rol în acest moment cel puțin 10 cereri de chemare în judecată au toate parava. La fiecare în parte a trebuit să fac întâmpinare. Am făcut întâmpinare astfel încât instituția UAT Paraga să nu piardă din drepturi sau eu știu din asta. Numai că nu am timpul necesar și nici expertiza necesară, sincer să fiu, pentru că sunt cei de, cum să vă spun, foarte diverse. Nu am timpul necesar să mă prezint la instanță. Sunt cei în apel, sunt cei în primă instanță și nu mă pot împărți în atât de multe locuri. Am nevoie, practic, de sprijinul unui avocat care să se ocupe, practic, numai de asta. Eu am discutat cu domnul primar. În primă instanță pot să fac ce vine citarea. Fac întâmpinare. Practic ar veni, nu știu, 30% din munca. Asta o pot face. Dar să mai merg în instanță, să obțin termene, să obțin amânări, asta nu mai am timp. Nu am timpul necesar. Ca să înțelegeți dreptul ăsta. Toată lumea termină dreptul. E ca și cum ai termina medicina. Dar asta nu înseamnă că dacă termin medicina pot să fac și operații pe creier. Înțelegeți ce vreau să spun? Trebuie fiecare să se specializeze, oameni buni. Haideți să specializăm și vă ajute un cazul ăsta. Am terminat dreptul acum 20 de ani. Între timp s-au schimbat codurile și penale și civile și de procedură și de toate. Ca să fac instanță, ar însemna să fac doar instanță. Să nu mai fac muncă de secretar, să nu mai fac muncă de niciun fel, practic. Doar instanță. Nu am cum să fac toate astea, vă rog să mă credeți. Fizic vorbind, nu am timpul necesar. Da. Haideți să sintetizăm și vă ajut eu. Deci vor fi contracte făcute cu o firmă de avocatură doar pe niște cazuri mai speciale. Deci avem acum o speță, suntem dați în judecată de către Sandu Jenica a doua oară, a treia oară, a patra oară, nu știu câte oară. Pe un motiv că, vezi, doamne, eu și cu doamna Cifani, când era secretar, am întocmit încă o documentație și eliberarea unui nou titlu de proprietate cu Cosma Vintil. Lucrul fals total. Pe tema asta am avut sezare la DNA, pe tema asta am fost cercetați de către secția 5 poliție, s-a dovedit că nu e așa, pentru că omul și-a pierdut titlul de proprietate și s-a scos un duplicat prin 2010, 11, 12, nu știu când. Ei, omul consideră că noi i-am dat duplicatul și i-am dat un al doilea titlu de proprietate și pentru asta suntem, păi da, suntem în trei instanțe, nu? Una deja a pierdut-o și acum suntem în două, mai făcut în una pierd. În acest moment ne judecăm pe trei procese diferite. Deci pe trei procese. Avem unul. În primă instanță, pe 30 octombrie, am primul termen cu el, am făcut deja întâmpinare, avem încă unul
e în curs, așa, avem pe ăsta pe apel, am făcut deja iar întâmpinare, nu mai știu unde să mă împart. Deci, și mod sigur se va da amânare, se va da aia, nu mă pot duce. Noi avem prevăzut în buget copii deja, pentru capitolul ăsta. Și domnul contabil, ce explicați? Domnul contabil, nu dat explicații, că i-am cheltuit sau nu? Păi de la mine nu, că de la ea. Ea știe dacă eu cheltuit sau nu. Păi nu o să se vădă. Pot să chem pe domnul cealaltă contabil să ne dea... Da. Pentru că a dat la noi, 8.000 aveam prevăzut să mă duc. Eu am rugat... Păi probabil că i-am cheltuit pe perioada când am avut contractul... Vreau să știu și noi dacă am cheltuit pe 5 jucuri. Da, ok. Bun, până vine domnul Joara, putem merge mai departe? Da. Ok, nu vă deranjez, domnul Vizie. Nu mai înțeles. Ai fi contract, are valoare mai mare? Dar noi, la ora actuală, nu avem contract. Deci contractele vom face doar pe anumite cazuri, dacă vom face. Așa. Eu am fost pe mână la începutul anului. Da, am înțeles. Probabil că i-am cheltuit. Bun, și mai aveam la alte cheltuieli cu bunuri servicii. Unde la capitol? Tot la funcționare. Tot aici, tot la funcționare. 20.000 de euro. Alte cheltuieli cu bunuri servicii, suma 30.000 lei. Am identificat, am făcut o socoteală, să justific undeva vreo 20.000, ar rămâne 10.000. Bun, deci a zis, domnul Jean Contabil și iau pe estimat mai mult 30.000, de exemplu. Da, deci noi am... necesar. Da. Bun. În ăștia 10.000, rămân 10.000. Mai rămân 5.000 și acum. Ideea e că aici, bine, 10 poate să apară ceva neprevăzut. Putem să mai suplimentăm cu vreo 2.000, știu eu, ca să fie acolo. Dar tot rămân. Ar rămâne ceva. Unde? La capitolul ăsta, alte cheltuieli cu servicii, suma 30.000 lei. Bază, păduri, arhivă, copierii, hărți, atestate, producători și așa mai departe. Arhivare, am aflat că trebuie să dăm, că suntem datori, 7.000, s-au dat 10.000 și mai sunt 7.000. Sunt niște legi draconice, vă rog să mă credeți. Este foarte, foarte greu. Inițial și eu la început am zis aia, arhiva e ceva foarte ușor. Dacă tot e pus în ordine. Este pus în ordine. Nu, dacă tot este pus în ordine, prin dispoziția mea, un funcționar are și în fișa postului și partea de arhivă. Deci cine vrea să ia un document din arhivă, fie eu primarul, mă duc la doamna și spun, îmi trebuie și mie din arhivă o tărere a Consiliului Local, nu știu când, din 2002, cum a fost cazul la plângerea penală care a fost împotriva mea, pe știu, aș fi făcut un avuz în serviciu și a tulburat în posesie prin construirea bazinului de Fidealul Drăgușani, prin 2002, când nici nu mă gândeam că sunt pe aici, mi-a trebuit să caut acele documente. Da? Pe registru mi s-a dat și am semnat că mi s-a dat dosarul de ședință din luna respectivă. Pe semnătură le-am dat înapoi când le-am băgat în arhivă. Deci așa se funcționează arhiva acolo, din post. Așa trebuie. Da. Dumnealui, sau doamna respectivă care răspunde. Dacă nu are cursuri, sigur, puteți să-l trimiteți la cursuri de arhivar. Și ziceam să... Pe tot prin dispoziție să-i dați și ajutor atunci când este nevoie, din aia ei are nomenclator, știi ce așa faci? Este de... Așa, mă gândeam de aici și încolo. Respectă, nu, ți-a respectă legea. Domnul să facă economie. Spun domnul consilier că la capitolul consultanță, unde avem prevăzut 7.000 de lei, nu va justifica pentru eventuale contracte cu firme de avocatură, am avut la buget, la începutul anului la buget, prevăzut 8.000. Da. I-am cheltuit și pe ce? Dacă i-am cheltuit. Pe domnul avocat. Pe domnul avocat. Da? Deci să înțelege domnul Bucă. Domnul Bucă. Da? Deci au fost prevăzuți și s-au cheltuit pe contractele anterioare care le-am avut cu firma de avocatură. 1.000 de... 8.000. Nu. Te-am tot să-l cheltuie, nu mai rămas nimic?
Nimic, domnule. Putem să știm și noi? Păi tu am spus. Nu, oamenii cum... Actul justificativ. Pentru ce lucrare? Păi după ședință e... Da. Bun, altceva. Altceva că... Dar și unde mai erau nenumuriri undeva, nu? Mai erau. Aici, la pădure, la paza pădurii, ne-am subdemnat. Nu, aici am zis unii, domnișoara, aici. Domnișoara, la pădurii și aici am mai venit unii, paza pădurii, 30.000 ăștia. Da. Noi, socotismul, aia erau necesar 20.000. Și a spus că poate să apară ceva neprevăzut. Mai lăsăm 5.000, da. E bun așa? Da. Și ne mai rămân 5.000. Da. 5.000 putem să-i luăm, am spus noi, din coace, de la... alte cum servicii funcționari, suma 20.000 lei, cartușe, reparații, nu știam, s-o putem noi, să putem lua 25.000, să fac 10.000. Da. 10.000. Și mai rămân la bibliotecă. Și îi suplimentăm la bibliotecă pentru camera aia. Da. Da. Cam asta era. Era o ședință. Ce-am discutat repede? Lăsăm 5.000 acolo, că poți să apar ceva neprevăzut. Nu luăm 10.000, luăm mai 5.000. Ok, e bun. Da? Da. E bine așa, da? E bine, da. Da. Și... Da, modificare. Nu mai. Să rămân 10. Da, ok. Da. Și acum vă frumos să spuneți cum consemne. Da. Nu, haideți să terminați cu mine, să spuneți dumneavoastră că eu scrie niciodată de care. Deci, practicat, și mai am 5.000 de la un capitol și cu alți 5.000 de la un capitol, 10.000 în capitolul cultură pentru reparația camerei. Deci, să iau 5.000. De la capitolul funcționare. 5.000 de la 5.000. De la capitolul funcționare. Dar nu vă spunea domnișoara după ședință și... Ați rezumit noastră? Da, le știi. Bun, așa. Oricum că domnile au fapt din noastră, că zic. Da. Mai sunt probleme de la așa. Dacă nu supune la vot... Deci sunteți de acord așa? Modificarea asta. Modificarea asta. 10.000 adunat din bugetul local și duci la cultură pentru reparația... Camerei de la bibliotecă. Și mai avem 3.000 ăia, domnișoară. Deci 3.000 ăștia care sunt tot la bibliotecă, dacă nu ajung aia să civi, se pot muta în același capitol, da? Deci sunteți de acord? Sigur. Ați facem camera la bistă atunci. Da, să terminăm cu bibliotecă. Aia terminăm, aia. Cu camera aia se pot atunci copii să vedeți. Cine este pentru? Cu modificarea. Așa, cu modificarea. Cu modificarea, cu modificarea. Da. Bun, azi că mai am o problemă, strângem de jucărilor și o discutăm, după care plec. S-a discutat în ședința anterioară și am adus în procesul verbal la ședința anterioare cu acei 2000 de metri cub de balast pe care mi-a furnizat Apele Române. Eu am făcut toate demersurile, sunt undeva la... a ridicat autorizația și a le plăti 300 de lei, e o plată modică către ei, dar... m-am împiedicat în banii la buget, de la drumuri. Pentru că noi ar trebui să plătim escavat, decopertat, escavat, transport și acoperit, sau mă rog, adus la vorba inițială a albiei. Am încercat cu doamna de la achiziții să intrăm pe SICAP și să încercăm fel și fel de variante care ar fi cele mai avantajoase. Și am găsit așa. Deci basculanta închiriată pentru cei 2000 de metri cub ar costa 37.500 fără TVA, deci total cu TVA 44.625. Un excavator la 170 de lei pe oră, pentru a excava cei 2000 de metri cub, i-ar fi necesară 125 de ore. Unii ar trebui să-i dăm 21.250 fără TVA. Cu TVA s-ar duce la 25.287,5 lei. Ne-ar mai trebui și un autogreder pentru împrăștierea balastului de pe drum, care ar fi 175 de lei pe oră. Am pus noi, am aproximat cumva la 50 de ore, deși noi l-am mai folosit două zile după calamitățile din iulie.
Ar mai fi și ăsta 10.412. Deci în total ar fi vreo 80.325. Eu demersul astea le-am făcut către Comisia ISU Bacău. ISU Bacău, o centralizare a Instituției Prefectului. Eram acolo la data centralizării și trimitere lor către Guvernul României. La timpul ăla se spunea că se va emite o hotărâre de guvern cu rectificare special pentru probleme create de ploile torențiale din iulie. Până acum nu a apărut acea hotărâre de guvern. Deși s-ar spune că ar fi pe la Ministerul Dezvoltării și ar mai urma o rectificare cât de curând la sfârșitul lunii octombrie, sau dacă nu, vor fi decontate din Fondul Solidaritatea de la Uniunea Europeană. Noi putem contracta această lucrare pe situații de urgență, dar cu condiția în care, în momentul în care ne vin banii, fie prin hotărâre de guvern, fie de la Fondul Solidaritatea, să nu fie discuții în Consiliu. A, păi nu, de ce să plătim? Deci mă apuc de treabă sau nu mă apuc de treabă? Era vorba de transport. Da. Mașina noastră când vine? Mașina noastră când vine, aseară s-a închis a doua procedură, a fost doar o tentativă de a oferta, dar nu a depus oferta. Din ce am înțeles eu de la doamna de acolo, omul nu avea nu știu ce document. Și reluăm din nou procedura. Păstrăm banii și când ne vine mașina, cărăm cu mașina noastră. Dacă totuși puțin. Păi ce să-i dăm mai? Da. Mașina noastră. Mașină. Aștia care sunt pentru drum. Mașina noastră va asigura doar transport. Dar buldozer pentru decopertare, excavator pentru încărcare, autograder pentru... Am mai vorbit și în ședințele trecute. Degeaba punem piatră dacă nu facem șansurile ca lumea. Pe orice uliță. Ai pus piatra fără rost, fără șans, ți-o duci prima ploaie mai abundent. Nu ne oprește nimeni să facem șansă. Păi, haideți să facem cu cap. Pregătim drumurile cu șansuri. Cred că fiecare dintre dumneavoastră, în fiecare primăvară, deci fiecare dintre noastre ca și cetățean, ca și consilier local, primiți o științare de la primăria Parava, pe care se spune conform ordinii 21, articolul nu știu care, aveți obligația de a vă face șanțuri în fața proprietăților. Da? Eu cred că am în fiecare primăvară. Eu știu că lucrul ăsta îl făceam de când eram în vicii și apoi am susținut la toți viceprimarii și domnul Vău și domnul Vău cu să spună lucrul ăsta. În fiecare primăvară, fiecare cetățean primește hârtiuța aia acolo. Da? Și spune unii face precizarea clar, articolul în ordinea 21 care pe obligă. Da. Domnul primar, populația e îmbătrânită. N-are cine să mai pui pe Gheorghe din 90 de ani să-și facă șansă. Și atunci, dar să vină mașina. De-aia am și făcut propunerea cu mașina și am fost de acord. Să avem și un buldozer și te apuci într-un capăt altul al satului, făcut șansă cu pupa, cu buldozer, să fii bine tot la fel, pământul ai cărat cu mașina. S-au rezolvat problema. Să vină mașina, nu-i nimeni potrivă să nu vină mașina. Păi care-i problema asta de nu mai vine? Păi v-am spus, o procedură a fost ofertă, ofertă a fost neconform. La alte primări am înțeles că deja au venit. Au rezolvat. Eu știu că toți sunt din procedură. Da. Și acum de să dea prețul și procedura. Da. Durează mult? Adică trebuie să vină oferte, asta. Astăzi, domnul avocat, dacă nu au și venit, lucrează cu mința să ridice 9 seama. Deci nu mai trebuie o nouă avizare la afir. A. Astăzi o ridic în seama, nu din părinia lui venit la lume. Probabil că ăsta care a avut intenția să oferteze, va veni imediat și va putea pune ofertă. Dacă am luat mașina, s-a rezolvat. Bun, și nu mai fac demersurile pentru... Nu. Pentru ăștia 2 milioane. Dar banii trebuie să fie de la cuvânt, nu? Așa ar trebui. Dar suntem sigur, vin toți, vin mai puțin. Asta vreau să știm. Și atunci noi ne apucăm de toți sau mai puțin? Păi dar poți să te apuci dacă mai mai? Da, pentru că e situație de urgență. E pe situație de urgență. În baza raportului... În baza raportului făcut de la Comisia de Situație de Urgență să facem lucrul ăsta. Și dacă noi cheltuim toți banii aia, să spunem suma aia de 80.000, nu? Da. Și o să primim 40.000. Rămânem datori și data viitoare îi punem cum facem cu bibliotecă. Deci documentația, documentația făcută și depusă la API, ea va fi urmărită cumva, deci vom fi verificați. Proiectantul ăla o să vină să spună că trebuie pus un strat de nu știu cât pe fiecare drum, sau mă rog, o cantitate de nu știu câți metri cub pe fiecare uliță, așa sau pe fiecare localitate. Că nu se decontează așa că vrem noi. Dacă ne intervenim... Și balastul gălă, e ploapă, nu concasă sau... Nu, balastul gălă rămâne.
Eu am fost cu reprezentanția Pro Român în teritoriu, ne-am... Părerea mea să nu mai așteptăm așa la masă. Și eu zic. Să nu ne grăbim, că de-acum și așa. Ulițele arată rău, drumurile arată rău. Drumurile arată rău pentru că noi le-am încercat cât am mai putut cu Boldou, cât am mai băgat cu Grenier. Dar dacă nu sunt auzit și vorbesc degeaba... Domnul Tomozei. Am vizitat și eu ulițele destul de des, deci vreau să vă spun că pe uliță, ce spunea domnul Placa, pe uliță la Rădoaia, e drept, e pantă, n-ai unde să le faci șanse, sunt guste. Exact. E spalat balastru, deci n-am... Ai fost în Dallas? Ai fost în vizitate, ai fost în Dallas? În Dallas n-am fost decât până la pot. Ai spus că a fost băgat, îți spun dar atac. Piatra s-a pus eu, în decembrie anul trecut. Piatra s-a pus în decembrie anul trecut pentru că eu i-am spus ei mașina să ducă prin deal. A făcut gărți, tu ar trebui să cu mașina? Ovidiu, s-a depozitat la guși pe o mașină? Și una la domnul Pișcu? Cine l-a dus la deal? Pletosul și cei cu căruțele. Ai, lasă-o pe asta, că te-am lăsat, dar nu. Păi, asta discutăm. Deci mă apuc să fac treaba cu balastul ăsta care îmi dă pe românii sau nu? Am uitat la buget să scutat. Păi două mașini, restul ce să fac. A fost ce stipa 10 milioane acum. Nu s-au cheltuit. Păi, s-au cheltuit sau nu toți? A, păi asta am întrebat. Păi ăștia 33 de mii care... Păi, dar mie consabila nu s-au cheltuit, mai sunt acum 100 și ceva de milioane mai sunt. Mai sunt de ce milioane. Dar nu pentru balastat, nu plătim factul la balastat. Adică 400 de milioane au costat de zăpezirea? Da, dar când doriți? Păi unii știu, unii nu, vreo 2 metri sau cât a dat cu totul să desfacem drumul? Hai de vedeți ce bani mai sunt acum la drumuri. Păi astea 33.000 și văzut, ai 43.000. Trebuie văzut de-a văzut. Putem să folosească acum, ca să decofeteze, să începem lucrurile. Deci mai sunt 10.000 de lei la drumuri acum. Da. Și cu ăștia 33? 43.000. Dar trebuie să faci dezăvezerea, nu știu pe cât. Dacă nu vine. Dacă vine mașina, nu vine. Dar tu desfaci contract. Tu desfaci contract. Tot desfaci contract. Vine mașina. Vine mașina, vorbim dacă vine mașina. Dar nu, am zis că vine cu lavă. Dar n-ai șofer. Mai trebuie și șofer. Cum n-ai șofer? Mașina o să vină, dar mașina când o să vină... Eu am impresia că ăsta care licitează vine și spune mașina cu capacitățile alea și când s-o aduce, când s-o aduce serviță acolo, nu o să-i spună... Până o matriculeze, până o face, să pună, până e un primit de... Putem că mașina anul ăsta nu se cer. Așa e la dușe, bine, așa este. Hai bine, nu facem noi cu oamenii care au utilaje ca noștri locali de aici și scutiți la taxe acolo. Nu poți. Trebuie să... Nu, 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 nu
Păi, poți să faci proceduri de achiziții în cap, deci nu, asta cu și mai făceam noi critici, cu știi, bătă, fi legat un lemn după el, nu. Asta ar fost să mai mai acum ce e clar, conducerea prefectului, contract de dezăpezări, cantitățile de ani de la BAN, depozitul de ani de la BAN. Pe bani publici trebuie să trebuie procedură. A motivat că suntem în curs de procedură și cu camionul cu sărăriță. Să ne mai ales ceva timp, poți să când zici cu el. Pa nouă lei să plătesc alea. Bun, deci eu oricum trebuie să plătesc 300 de lei la Apele Române pentru toată procedura asta. Și nu mă apuc încă, da? Deci eu oricum toate demersurile către Apele Române sunt făcute. Deci urmează... Dar poți să folosească banii. Dar noi n-avem bani. Păi, nu știu. Nu trebuie să folosească banii ăștia care nu-l au primit. Nu, nu. Părerea mea că 2000 de metri cubi e mult. Părerea mea, domnul primar. Ăștia 2000 de metri cubi. Îi poți escavașul folosi când? În 3 luni începând de... Să zicem de luni. Păi lasă 3 luni începe mai ia. Dar nu există ordine de începere. Deci ei aprobă toată documentația asta într-un CTE-a lor, după care îmi face factură și notificare că trebuie să le dau 300 de lei, parcă. În momentul în care 300 de lei aia le-au intrat în cont, ei îmi dau un avizier. Vilează mai târziu banii aia. Nu, dar nu știu parte faci. Nu, nu e așa. Aveam o părere. Avem bani aici 40 de bani, atunci vreau să zicem așa din balastru, ca să rămână bani pentru contractul de zăbiezele. Ca să facem important. Nu putem să depozităm? Sunt de timp poate dă Dumnezeu să le dau cu mașina și atunci că răm cu mașina și atunci. E o variantă bună, dar gândiți-vă la varianta celălaltă, pentru că nimeni nu-ți lasă buldozerul acolo 2 luni, 3 luni. Nimeni nu-ți lasă un excavator în Alba Siretul 2 luni, 3 luni. Dar căutăm un depozitor. Dar cu camionul să ducem. Cu camionul nostru, cu budul nostru. Cu budul, l-aducem într-o spate. Nu, pentru că s-a făcut o documentație, am spus clar, da? Deci s-a făcut o documentație care vine și spune proiectantul, se va transporta cu 10 mașini, se va decoperta cu buldozer de... Capacitate. Așa, capacitate. Se va escava cu cupa D, că te condiționează la cupa. Noi cu tirajul așa nu putem să facem asta. Păi nu, dar în documentație n-aveai utilajul. Cum? Păi nu, aveai camionul. Buldo escavatorul aveam. Păi aveai buldo escavatorul, da. Îi spune niște condiții în care... Îi spune condiții. Buldo escavatorul, zic că nu te copertezi, de buldozer. Da, bă, eu te las pe tine să facem. Da, îmi faci un escavator din mărimea, dar îmi faci cu aia... Și de-aia, nu-i așa. Îi verifică puțin. Ba da, ba da. N-ai verificat, au fost oameni. Ba da. Domnul primar, dar poate nu poate poliția au nevoie. Eu am spus că nu toate. Nu sunt necesare acești 2000 de metri cub, dar ea asta e... Nu, din buldozer vorbim, din dreptate, poate poliția. Poate nu unul, mă. E, ba, e chiar necesar la toate. Da, eu așa, că i-am dus pe comună. Sunt duriți pe care nici nu intră autocredul, se face tot mai de buldo. Da, da, da. În câteva care mai... Dar trebuie să vă arată. Da, da, o liță de pe... Cât are? 3, 2, 20. Păi, eu aș vrea să fac... Da? Să dau drumul la treabă, să merg pe fiecare uniță, să văd cam cât este și să nu mă întind la 2000 de metri cubi. Da? Să mă opresc la cât am putut să facem acum. Asta vreau și la urmă o să spun, da, din valoarea asta de 80.325, nu am mai luat 2000 de metri cubi, am luat doar 1000 și e nevoie de 40.000. Asta vreau să spun, da. Poate nu se prindem. Până se derulează toate treburile astea, poate apare și mașina noastră și cărăm și mașina noastră. Bă, că și mașina noastră în briză, da. Da, da, poți trece. Da, da, mașina noastră după ce să vină, să trebuiască înscriere, robinet, asigurări... Șofer. Organizare, concurs de șofer, depozit de șofer. Nu o să știi, nu? Pancașezi. Bun, mergem în varianta asta, ne apucăm și facem cât considerăm că necesar și nu vrem. Dar nu-ți trebuie banii omului pentru spune. Și dacă nu-ți dă aia, bani să faci. Păi ei vor da din fondul solidaritatea. Nu se știe. Nu se știe. Da, ca să nu cumva, nu știu, s-o întâmpla, vedea guvernii, nu mai acționa ăștia, să nu ne datorăm noi prea mult. Asta mă vedeam și eu că s-ar putea... Păi, 100 de basculante înseamnă. S-ar putea să mă duci din jurul și dacă... 50. 40. Am zis că am
avem râuri bune. Deci, să știi! Da, deci eu totdeauna eu orice în cap. Dar putea alții să aibă mai mulți miniștri în guvern. Ce da, eu, deci merge pe varianta asta, m-am de treabă, dar cu... 1000 de metri. Cu sacul să nu fac primul la ori. Adică nu știu cum te discuți acolo, noi nu avem bani. Asta e ideea. Păi știu că nu sunt bani, știu. Dar eu de asta am pus și problema, că în cazul în care vă apărea bani, să nu au ochiul. A, dar de ce ai făcut de GTM, de GTM, dar nu. Deci dacă vă apărea bani, vă trebuie să trebuie special acolo. Da, automat. Ar trebui făcut două situații necesare pe fiecare uliță. Da, deci, doar, pe fiecare uliță trebuie atât. Stai, nu-ți spune, n-ai decât să-ți demnești care uiți. Cum? Asta înseamnă să duci un proiectat, să faci că proiectat. Să-ți proiectat, te ajut eu, dacă o faci. Am experiență, dar acum știu cum să faci. Dar nu-mi vin ce știi. Da, domn primar, dați-mi mă la zi. Dar are voie să puniți strat prea mare, că ăsta dacă nu-i cu concasată la Romei Verdea. Că nu-i încredat, nu. Păi ce spun? Și atunci la Romei Verdea nu trebuie să-ți puniți. S-așează. S-așează în șaunță. Domn primar, o întrebare. Mă tot întreabă oamenii ăștia, ce facem cu drumul ăla de lângă biserică? Știți că domnul Ciorabă a pus gardul acolo. Știu, domnul Ciorabă a pus gardul acolo, noi ne-am dus la instanță, instanța mi-a respins plângerea că, vezi, doamne, nu era în domeniul public, am făcut demersul de intrare în domeniul public. Urmează să mai dăm o dată la instanță. Știu că acolo mare problemă au obțințenile doare de religii adventiste. Și adventiste, și drumul spre pădure. Și drumul spre pădure. Domnul primar, Cuțu, am întrebat, mi-era dator cu răspuns de la ședința trecută. Cu? Forajul al doilea. Dar am trecut la rubrica de jos, să încheiem cu bugetul. Păi nu l-am încheiat? Da, l-am încheiat. Vreau să mai suplimentăm ceva. Libra. Supuneți ce ai votat, domnule. Cât ați votat bugetul? Ce să mai suplimentăm? Cu toate dezele, că nu am fost atent că era președinte de comisie. Nu am votat. Nu am fost atent. Nu am fost atent. Ora 13. Ba da, dar eu credeam că mai rămân bani ceva, să mai suplimentăm suma pentru biserici. Păi spune-mi unde, păi spune-mi unde. Păi de unde m-ați votat? M-ați votat? Cum puteți întoarce? Vă lăsat. Ce v-am spus eu că așa rămân? Ați votat? Ați votat? Ați votat? Dragi colegi. Plecați în biciție. Am întrebat. Da. Domnilor consilieri. Vorbim întreabă și la dumneavoastră. Pentru că pe 30 octombrie o să avem termen la proces. Cred că e cel mai urgent. S-ar putea să mai am și unul mai urgent, dar acum ăsta îmi vine în cap în momentul ăsta. O să iau legătura cu colega, am zis că am o colegă la Hemeiuș. Nu. Există o comună Hemeiuș? Da, lângă Bacău, așa este. Da? Așa. Am înțeles că cei de acolo au făcut un contract, un fel de abonament cu o casă de avocatură sau un avocat, nu știu, cu o doamnă avocat, ceva de genul ăsta. O să mă interesez să văd cum au făcut ei și cât au costat la ei chestia asta, ca să facem bine. Și noi, înțelegeți? Bine, da. Poate ieșim și noi mai ieftin, poate, nu știu, să vedem cum procedăm. Așa, o să vă rog, pentru lucrul acesta o să trebuiască să am nevoie de acordul dumneavoastră și o să trebuiască să vă convoc, să vă convocăm într-o ședință. Acum o să fie extraordinară, o să fie de îndată, cum nu știu cum, o să vă rog dacă ne voiți să veniți la o ședință, să vedem cum
facem. Dar e spre binele comunei. E vorba de interesul comunei, pentru că dacă asta, după aia plătește comuna. Pierdem procesul, plătește comuna. Evident, da. Eu am făcut întâmpinarea. Ca să asigur transport la votare. Nu ca să asigurați transport. Urna acolo? Așa, să vedem ce o să spun avocatul. Că o să prezint unui avocat speța în sine. Mergem la cercul de familie. Da, asta ne ocupăm, da. Și nu știu exact cum s-a întâmplat, nu suntem în studiți cu organizarea de referendum, probabil că astăzi vă spune și lucrul ăsta. Eu știu că regulile sunt așa, deci persoanele cu dizabilități face cerere, se duce cu o seară înainte la secția de votare și o depune la președinte. Poate să merg la mine. Urna volantul asigură primarul. Păi de asta l-am făcut. Nu, asta e grija mea, nu te zonați. De asta ne-am făcut, ne-am făcut adresă nouă de la trotuierii ca să facem lucrul ăsta. Bun, bun, dar asta era, aveam. Deci eu de fiecare dată mă duc la fiecare președinte. Exact ca la orice votare. Exact ca la orice votare. Eu oricum mă duc la fiecare președinte și spun, aveți cerere pentru una volantă? Da, bun, eu vin cu una volantă la ora care a stabilit. Votați da la referendum. Rădați la jute la referendum. Am zis-o, da. Dragi colegi, declar ședința închisă. Mulțumesc.